Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Este marți și este 13, dar pentru un creștin asta contează atât de puțin încât nu contează. Suntem în apusul soarelui praznicului Sfântului Arhanghel Gabriel și cuvântul pe care îl avem la îndemână pentru ziua de astăzi este acesta, pornind din Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 12. Căci nu este deosebire între iudeu și elin, pentru că același este Domnul tuturor, care îmbogățește pe toți cei care îl cheamă pe el. Adică a spune în conceptele zilei de astăzi că nu există segregare în inima lui Dumnezeu între rase, între oameni, între culturi. Când o facem între noi ca oameni, o facem și pentru că slujim unor interese de un fel sau altul. Că într-un fel sau altul răstignim Evanghelia doar de dragul propriei noastre înțelepciuni. Asta nu înseamnă că suntem egali, cum credem noi, în a face greșeli, egali în a fi iertați sau neiertați în aceeași măsură. Egal suntem înaintea lui Dumnezeu, nu neapărat în fața legii umane. Și asta ar fi bine să o învățăm cât mai curând pentru a nu confunda lucrurile. Pentru că, legat de cuvântul de aseară din Sfântul Vasile cel Mare, care ne spunea tot ceea ce se opune voii lui Dumnezeu este sminteală sau scandal, merită să ne amintim și cuvântul acesta. Când este vorba despre voința lui Dumnezeu, chiar dacă unii s-ar scandaliza, trebuie să dovedim curaj neclintit. Regulile morale, capitolul 33:5. Unii susțin în continuare că biserica e încăpățânată, că e din evul mediu, deși cred că am lămurit aceasta în emisiunea trecută, suntem ceva mai vechi decât evul mediu. Trebuie să scandalizăm din când în când lumea din jur, dacă aceasta, într-un fel sau altul, ne ajută să-i scoate din sminteală pe câte unii. Nu este foarte corect atunci când se amestecă lucrurile și când, într-un fel sau altul, dictăm anatomiei cum să ne crească și cum să ne definească genul. Nu este firesc atunci când credem că suntem creștini în ciuda faptului că susținem programe care nu au nimic de a face nici măcar cu coperta Evangheliei, dar uite cu Evanghelia. De aceea, într-un fel sau altul, cred că e momentul să începem să gândim împreună dacă această deosebire între iudeu și elin, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și pe care el nu mai vede deloc în Hristos, se îmbogățește într-un fel sau altul dacă gândim această deosebire vindecată în Hristos, nu în altcineva. Pe toți care îi cheamă El, spune Sfântul Apostol Pavel, pe toți care îi cheamă El, egalizarea se realizează în această chemare. În chemarea lui Hristos suntem de fapt egali. Când refuzăm această chemare, putem construi orice fel de situație legală vrem. Ea sare în ochi, nu mai este ceea ce este chemarea în legea cea nouă, în legea iubirii lui Hristos. Suntem la un început de vară până la urmă și cred că mulți sunt deja pe plajă și se liniștesc de tumultul unui an dificil. Nu e rău să ne aducem aminte, în schimb, că sub purtarea de grijă aceasta a Sfântului Arhanghel Gabriel, suntem toți mai cuminți, mai buni și mai înțelepți. Ne vede până la urmă Arhanghelul care vestește să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Mâine este o nouă zi.